Am revenit la Observator. Nu i-a fost suficient că ne-a făcut să plângem sau alteori să râdem în hohote cu reprezentațiile din piesele de teatru pe care le joacă pe scenă. Marius Manole tocmai ce a demarat un nou proiect. Bineînțeles, implică teatrul, cum altfel, dar îl lăsăm chiar pe actor să ne spună mai multe pentru că este alături de noi. Marius, bine ai venit! Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și aș vrea să te rog să ne spui mai multe despre acest proiect inedit. Da, e un proiect inedit, e o premieră pentru, cred că, pentru bucureșteni. E un proiect foarte frumos, inițiat de Arcub. Mihaela Păun și Iulia Jugănaru au lansat o nouă linie de finanțare pentru proiecte artistice, atât pentru dans, teatru, concerte și așa mai departe. Drept pentru care noi ne-am încadrat inițiativa acestui concert, acestui spectacol, să-i spunem, pentru că e un spectacol, nu e un concert, aparține regizorului Cristian Lupeș, un regizor pe care îl avem în imagine, un regizor care e cu totul altfel, un dirijor cu care e cu totul altfel decât ceilalți dirijori pe care am cunoscut, un dirijor tânăr care vrea să încerce lucruri foarte noi și a venit această idee pentru că s-a făcut un studiu recent și s-a demonstrat că 80 sau 90% din tinerii sub 18 ani nu știu ce înseamnă o orchestră simfonică. Destul de îngrijorător. Da, destul de îngrijorător. Sigur, nu e vina lor, noi nu dăm vina pe nimeni. Așa se întâmplă, trăim într-o societate care se... ale cărei repere s-au schimbat cu totul, asta e. Dar, în sprijinul acestor tineri, ne-am hotărât să facem acest concert, care va avea două părți. Va avea două părți. În prima parte a spectacolului vor fi soundtrack-uri din filme celebre de la Hollywood și de la Disney și aici vom avea premieră pentru România Tom și Jerry, colona sonoră din Tom și Jerry. Avem muzica din Star Wars, avem muzica din Frozen, e o premieră pentru România, nu s-a cântat niciodată în România. Avem din Titanic, avem din Pirații din Caraibe, muzica din Superman, Fantoma de la Operă și inclusiv celebru cântec cu care se deschidea Cinemateca pe timpuri din filmul Luminile Orașului al lui Charlie Chaplin. Foarte frumos. Da, asta e prima parte a spectacolului. Cea de-a doua parte te implică direct pe tine. E un spectacol multimedia, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe lucruri, proiecții și lumini și un joc de lumini. Și în primul rând, locația. Spectacolul va avea loc pe 13 septembrie la ora 20:30 în Herăstrău, unde se află o scenă pe care bucureștenii nu prea o cunosc pentru că nu prea se întâmplă foarte multe lucruri acolo, dar e un spațiu absolut fascinant, înconjurat de natură. Unde mai exact în Herăstrău? În amfiteatrul din Herăstrău. Aha, da. Ok. Acolo va începe la 20:30 spectacolul. În partea a doua o să avem povestea fantastică, aventura fantastică a lui Peer Gynt. E pe muzică de Grieg. Noi am ales cele mai hiturile, dacă vreți, din această simfonie. Să nu vă imaginați că va fi un concert simfonic, unde va trebui să venim la costum, unde va trebui să... Nu e un concert simfonic. E adevărat că pe scenă avem 60 de instrumentiști, va fi o orchestră internațională, cu oameni veniți din afara țării. Dar asta nu înseamnă că nu va fi foarte relaxant și nu va fi ca la Ateneu, nu va fi ca la Opera Română, deși inițiativa pentru asta a fost făcută, și anume ca să reumplem sălile de la Ateneu, de la Opera Română, de la teatre, să aducem tinerii spre noi. Asta voiam să te întreb, dacă tot am vorbit despre tineri, da. Cum a primit lumea această inițiativă a voastră? Se pare că, uite, pe eventim.ro, unde s-au pus în vânzare biletele, cei de acolo ne spuneau că ei nu se așteptau ca la un asemenea concert să vândă biletele și deja biletele au început să se vândă foarte bine. Să nu uităm că sunt 2300 de locuri, ceea ce e foarte, foarte mult. Dar în străinătate, asemenea concerte sunt... Au succes, probabil. Da, au mare succes pentru că, repet, nu e nimic... Nu e nimic greu, de digerat. Da, așa. Să mai spunem doar că solistă, una dintre va fi Miruna Oprea, o tânără foarte talentată. Cassandra Topo se ocupă de regia acestui spectacol, o tânără talentată se va ocupa de regie, Andreea Tănăsescu se va ocupa de coreografie și Constantin Enache va fi cel care ne va încânta privirile cu... Foarte mulți tineri, da. Dar asta nu înseamnă că spectacolul este doar pentru tineri, nu există un target de vârstă. Nu. Oricine poate să... Oricine, pentru că povestea lui Peer Gynt, de exemplu, este pentru toată lumea. Peer Gynt este un erou, dar nu un erou de la care nu poți ajunge și la care visezi și nu se mai poate. Peer Gynt suntem fiecare dintre noi, oameni care avem lașitățile noastre, care facem compromisurile noastre, care suntem leneși câteodată, câteodată avem curaj, câteodată nu avem curaj. Și e un om care trece prin... E un drum inițiatic, fantastic.
el trece prin multe întâmplări și speră ca la final măcar să nu aibă prea mari păcate, ca să nu ardă în oala cea mare, ci în lingurița mică, ca să nu fie prea dureros. E pentru toată lumea și cred că oricine se va regăsi, nu e perghintul ăla vechi, e un perghint contemporan al nostru, muzica e fantastic de frumoasă, puteți și să o ascultați între timp, Grig, așa că vă invităm cu mare drag să faceți parte din povestea noastră. Pe mine m-ai făcut curioasă, cu siguranță voi veniți, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm și altă dată. Cu mare plăcere!